electoral, deci președintele, vicepreședintele, primare, viceprimare, în cadrul în care candidează la funcția de consilier, la funcția de primar sau parlamentar, trebuie să-și suspendeze, după înregistrare, trebuie să-și suspendeze activitatea. De aceea, astăzi, rog să-mi suspendați activitatea de președinte și să-l întâlnim președinte în interimat cu domnul Nicolae. Domnul Zan, ia ca cine? Și acolo unul care deci, la ședința Comisiei pentru Finanță și Buget, cu transportul. Acolo s-a propus că transportul, tot transportul rămâne în obăduirea președintelui regionului. Cu nevoie de măsuri partizante la secție când se studiază. Numărul 14 cu privire la automobile. Eu aici aș propune, măcar o mașină să punem în, în garaj. Măcar o mașină, dar chiar ar trebui două. Nu înțeleg. Păi care consumul mai mult, și eu punem în garaj. Noi avem acum două mașini care... Deci, Haideți să nu lăsăm chiar tot pe umeri firea de domnului Mireanu, haideți să ne asumăm noi decizia și să punem în garaj să mai încă cu o papușă și două. Hai să ne sfătuim două secunde. Ionora, când au fost băieții ăștia în concediu? Șoferul și fai să luăm de casă, nu știu cum se procedea. Au fost când au fost în concediu? Care? Maxim și Costa. Anul ăsta nu a fost. Înseamnă că propunem la băieți funcție. La unul, la care, la așa, la doi ori la unul? La unul doi. Dar pun mașina în garaj, dar șoferul se scaune. O mașină, nu, în garaj, Dar nu ține stradă. Aici e mai activitatea continuă. Dacă avem nevoie de transport, clar că să se face. Avocat, cu plata, rază plata,
mare de lei, cum dumneavoastră sunt în propunem 3%, dar știm în cauza. Noi nu ne transferăm bani, și 3% v-ați întrebat, când ați fost 200 de lei? Nu aș propune 2%. Nu mă rog. Nu, noi am câștigat judecata care e cu localul cealaltă. Mă rog, dacă aveți alte propuneri, eu nu sunt potrivit. Pur și simplu, în fapt, datoria mea de președinte, pentru că trebuie să câștigăm mai din acest. Asta e problema. Bine. Licență de avocat, pacientului. Da. Igor.